Bună dimineața, colegi! Se aude bine? Bună dimineața! Bună dimineața, se aude! Bună dimineața! Bună dimineața! Sper că sunteți bine. Începem o nouă săptămână. Întâi de toate, vreau să mă refer în primul rând la situația la zi pe care o urmărim cu toții și mult stac de parcă ar fi luat apă în gură. În ultimul timp urmărim în unele circumstanțe teatrul absurdului, foarte bine regizat din culise. Scena piesei jalnice din ultimele zile este orașul Bălț, municipiul Bălț. Cineva după bunul plac schimbă legile, zilele alegerilor, candidații, judecătorii lucrează non-stop, reprezentanții Comisiei Electorale Centrale la fel. Am văzut foarte puține expuneri publice în această privință a organizațiilor. Am văzut, cum s-a expus, Promolex-ul. Dar, în mare măsură, experții, organismele internaționale tacă în această privință, ceea ce este deranjant, cel puțin. Unde sunt cei apărători de legi, de drepturi? Aici vreau să mă adresez și colegilor de la Congresul Autorităților Publice Locale, pentru că știu cât de mult este corectitudinea pentru dumneavoastră importantă. Și vreau să fac un apel către colegii din primari din toată Republica. Este timpul să ne unim forțele în această privință. Cât de multe lucruri facem în ultima perioadă, haideți să atenționăm instituțiile externe. Poate oamenii nu cunosc că în Republica Moldova nu mai funcționează legile sau ele sunt interpretate după bunul plac al cuiva. Iar celor de la guvernare, vreau să le spun o dată în plus, nu este și nu sunteți veșnic la putere, toate aceste decizii creează spre mare regret în continuare, precedente foarte grave. Eu nu susțin pe nimeni, nu aleg pe nimeni, dar cetățenii nu sunt proști, așa cum credeți și încercați să le vindeți tot felul de show-uri. Și ca să fiu poate și mai explicit în această privință, astăzi oamenii sunt scoși din funcții și sechestrați fără dovezi. Oamenilor le se spune să plece din funcții și să se bucure că nu sunt percheziționați, că nu le sunt întoarse oficiile sau casele cu picioarele în sus. Chiar săptămâna trecută am avut câteva discuții cu foști funcționari de diferit rang. Altora le se invoacă datorii și tranzacții la stat, candidați electorali scoși din cursă, aprobarea legilor la pachet fără analiză și fără expertiză, fără o elementară consultanță, fără acea transparență de care s-a vorbit foarte mult. Sunt puse în funcție persoane loiale, persoane de partid, în funcția instituțiilor de stat, care trebuie să fie independente. Și lupta cu corupția este un paravan cu care vă acoperiți pentru că oamenii să nu vă vadă eșecurile. Pentru că în această perioadă eșecuri au fost foarte, foarte multe. Asta le vindeți oamenilor, imagini frumoase pe surse media pe care le dețineți, mai mult la număr. Repet, nu îmi expun poziția în susținerea candidatului de la Bălț, dar mă pronunț împotriva fără de lege. Sunt și vicepreședinte al Congresului Autorităților Locale din Republica Moldova și declar că este un pericol pentru fiecare demnitar, primar, candidat, pentru fiecare cetățean care dorește să-și expună o altă viziune. Am mai zis acest lucru. Vorba aceea, dă-i omului putere și iată, vedem cât de flămânzi de putere sunt cei care sunt gata cu orice preț să încalce legile. Știu că avem și persoane competente în sistemul judecătoresc și că și dumneavoastră ați obosit de desconsiderarea celor care conduc. Reiterez, aceste precedente sunt foarte grave. Or, în ultimele câteva luni au fost create foarte multe astfel de precedente. Dacă vorbim despre pandemie, avem impresia că nu mai există COVID. Oamenii nu cunosc nicio informație la zi de la instituțiile statului responsabile.
Oamenii nu cunosc despre riscurile noi tulpini, informații despre vaccinarea cu doza a treia. Deci vreau să mulțumesc domnului director și poate să facă un pic mai largă expunerea asta publică. Oamenii întreabă. Haideți să le răspundem tuturor, nu doar pe rețelele de socializare, așa cum am făcut în acest sfârșit de săptămână. Testarea. Revin la testarea aceea cu 300 de lei pe CR, că acum ați văzut mai nou, mai multe state vor solicita testul PCR la intrare, inclusiv am văzut informații că astfel de test ar putea fi solicitat și de către România. Și iarăși mă întreb în genere cu ce se ocupă Ministerul Sănătății. Dacă noi nu deținem informații suficiente, este grav că oamenii nu au aceste informații în general disponibile. Unde este Ministerul Sănătății? Săptămâna trecută a fost una în continuă descreștere pandemică, înregistrăm statistici pozitive, în descreșterea numărului zilnic de pacienți cu COVID, totuși rămânem organizați în gestionarea cazurilor cu coronavirus. În municipiu din această săptămână rămân activi ca spitale COVID, Spitalul Sfânta Treime, Spitalul Sfântul Arhanghel Mihail, Spitalul de boli contagioase pentru copii și maternitatea municipală numărul 2. Spitalul Gheorghe Paladi va ieși din circuitul COVID. Centrul COVID la Modi Expo rămâne ca centru de triaj pentru pacienții suspecți cu 100 de paturi în acest scop. Spațiile medicale cu paturi de staționar COVID au fost conservate. În contextul unui potențial val nou de COVID. Ceea ce discutăm cu specialiștii și ei ne spun despre prognoze, despre o posibilă incidență sporită din nou de COVID în circa una, două, trei luni. Și vreau să atenționez că ori de câte ori colegii noștri au făcut aceste prognoze, spre mare regret pentru noi toți n-au dat greș. Și aici, odată în plus, vreau să le mulțumesc tuturor conducătorilor și specialiștilor din sistemul medical, din sistemul de sănătate municipal. Spațiile de la Moldexpo le vom putea reactiva foarte rapid. Continuăm maratoanele de vaccinare anti-COVID în parteneriat cu Horeca. Țin să mulțumesc agenților economici din domeniul Horeca pentru susținere și motivația cu vouchere. Pentru toți cei care doresc să se vaccineze, în zilele de sâmbătă și duminică în decembrie vom avea asemenea maratoane cu diferite rețele de restaurante și cafenele, maratoane în toate sectoarele. Invităm toată populația eligibilă și pentru revaccinarea cu doza booster, doza 3. De Crăciun și anul nou, trolebuzul de vaccinare va staționa în Piața Mare a Adunării Naționale și toate informațiile, așa ca și până acum, le vom face public. Domnul director de la Sănătate, vă rugăm foarte mult, așa cum discutam și cu celelalte segmente economice, să gândim cum putem motiva suplimentar populația să se vaccineze, pentru că alte soluții pe termen scurt, mediu și lung pentru diminuarea riscurilor nu există. Chiar dacă numărul cazurilor este în descreștere, rog cetățenii și locuitorii să fie prudenți în perioada sărbătorilor. În Chișinău, în acest an, sunt foarte multe locații amenajate de sărbătoare în toate sectoarele. Parcurile, zonele verzi, scoarurile, străzile centrale, aleile. Aceste locații vor fi suplinite până în ziua de Revelion. Așa cum spuneam, vom conecta etapizat mai multe locații, evenimente. Din acest weekend au început a fi amenajate târguri de Crăciun și târguri cu implicarea agenților economici. Astfel de locații vor fi amenajate în toate sectoarele. În Piața Mare Adunării Naționale va fi amenajat un orășel al copilăriei, cu mai multe caruseluri pentru cei mici și va fi deschis în curând. Suntem pe ultima sută de metri de coordonare a acestor lucrări. Urmează să avem și alte lucruri frumoase despre care vă vom spune pe parcurs. Ceea ce vreau să spun din start, la solicitare sau chiar la inițiativă proprie, foarte mulți agenți economici au decorat clădirile pe care le dețin, restaurante, cafenele, magazine, este frumos. Și vreau să vă mulțumesc tuturor pentru efortul depus și în continuare salutăm amenajarea orașului de sărbătorile de iarnă.
Toată lumea a obosit de pandemie, toată lumea are nevoie și de dispoziție un pic mai pozitivă în acest sens și oricine poate contribui este foarte binevenit. Pe lângă asta, este foarte important să fie curat împrejurul acestor clădiri, așa cum spuneam și cum am scris, stimați colegi, în acest sfârșit de săptămână am făcut turul sectoarelor, inclusiv noaptea, inclusiv sâmbătă pe duminică, inclusiv duminică. Și, repet, este foarte important să fie foarte curat în prejurul acestor clădiri, în prejurul acestor instituții, în fața acestor instituții. La unele puține, dar sunt, am găsit că era foarte murdar. Rog agenții constatatori de împrejurări să iasă la fața locului și să aplice amenzi. Dacă nu vrem cu binișor, atunci haideți să fie cu bățișorul. De sărbători în grădinițe și în acest an, al treilea an de sărbători, așa cum am obișnuit din prima lună de mandat, cadourile pentru micuți se oferă gratuit din partea primăriei municipiului Chișinău. Rog acest proces fie monitorizat. Peste 31.000 de copii din grădinițe vor primi cadouri cu ocazia sărbătorilor de iarnă. Cadourile conțin dulciuri, biscuiți în asortiment și sunt însoțite de certificatele de conformitate. Totodată, în contextul situației pandemice privind COVID-19 și în acest an, matineile din grădinițe cu prilejul sărbătorilor de Crăciun și Anul Nou vor fi desfășurate în grupe fără prezența părinților sau altor persoane din afară. Domnul director, vă rog să îmi spuneți care este situația în sistemul de învățământ din municipalitate și cum stau lucrurile. Domnule primar general, stimați colegi, bună ziua! Într-adevăr, în săptămâna trecută, conform informației prezentate de către directorii instituțiilor de învățământ primar și secundar, din cele 130 de instituții secundare, încă în 20 de instituții mai avem elevi care învață la distanță. E vorba despre 1728 de elevi din 130 de clase. Ei sunt prin rotație la distanță. În continuare, avem recuperarea orelor pentru zilele suplimentare de vacanță, care a fost extinsă până la sfârșitul anului de studii 2021-2022. În cele 20 de instituții de învățământ care activează la distanță, învață un număr mic de elevi din motivul că numărul de elevi este mare în clasă și este necesar de a păstra distanța de un metru. Majoritatea instituțiilor au organizat recuperarea orelor a câte o oră maxim pe zi. Cu referire la instruirea bucătarilor care a avut loc în săptămâna trecută, vreau să menționez că începând cu data de 29 până la data din 1 a 12 a fost organizată de către Direcția Generală Educație, Tineret și Sport în coordonare cu Centrul European de Instruiri Profesionale Viitorul, instruirea pentru toți lucrătorii de la blocurile alimentare din cadrul instituțiilor de educație timpurie, astfel au participat circa 550 de persoane, inclusiv directori, bucătari, șefi, bucătari auxiliari, magazinieri, asistenți medicali din 129 de instituții de învățământ, din 129 de grădinițe. Coordonatori fiind atât colegii din cadrul direcției generale, cât și reprezentanți din cadrul ASEM, UTM, etc. Scopul instruirilor a fost îmbunătățirea calității procesului de organizare și desfășurare a alimentației copiilor în instituțiile preșcolare. Astfel, după cele trei module, participanții au susținut un test final și au primit un certificat de creditare de 21 de ore. Ca urmare a sesiunii am avut și solicitări suplimentare ca să mai organizăm astfel de instruiri și vom face cu siguranță acest lucru după sărbătorile de iarnă. Așa cum ați menționat, într-adevăr, am început a repartiza cadourile în instituțiile de educație timpurie. Până la finele săptămânii curente urmează a fi repartizate în toate instituțiile de educație timpurie. Vreau să menționez că un cadou costă 24 de lei și vor fi date cadourile la
toți copiii care sunt înmatriculați în instituțiile de educație timpurie. În acest sens au fost alocați peste 700 de mii lei pentru achiziționarea acestor cadouri. Cu referire la monitorizarea evoluției situației COVID în instituțiile de învățământ din municipiul Chișinău, vreau să menționez următoarele. În săptămâna anterioară au fost înregistrate 36 de cazuri noi în rândul elevilor, astfel au fost trecuți în autoizolare 1434 de elevi, inclusiv 8 cazuri noi între cadrele didactice. Numărul cadrelor didactice confirmate pozitiv total fiind de 34 de persoane. Cu referire la alte acțiuni care au fost întreprinse de către Direcția Generală în vederea asigurării bunei alimentații în instituțiile de educație timpurie, vreau să menționez inclusiv faptul că am primit răspuns din partea Centrului de Sănătate Publică, prin care ne-au fost acceptate modificările cu referire la produsele care sunt lipsă sau lipsă parțială pe piața națională. Raport finalizat, dacă sunt întrebări, vă răspund. Mulțumesc, domnul director. Am vrut doar cu titlul de informare să spun că testele, 31.000 de teste sunt disponibile pentru cadre didactice și pentru personalul auxiliar. Nicătând la fapt, repet, că peste 96% din pedagogii municipiului Chișinău sunt vaccinați, deja cu ambele doze, dar COVID-ul poate fi, deci te poți infecta și fiind vaccinat. Așa că disponibilitatea acestor teste să existe pentru toată lumea, schema cum funcționează coordonați împreună cu domnul director de la Sănătate și să asigurăm procesul cât se poate de eficient de curând continuare. Domnul primar, dacă îmi permiteți la acest subiect, testele, după coordonarea cu doamna Putasevici și domnul Gâlcă, testele au fost repartizate în totalitate săptămâna trecută, începând cu finalul săptămânii, deja au început să fie folosite aceste teste, vor fi folosite și inclusiv pe parcursul săptămânii curente. Am repartizat pentru următoarele 3 luni de zile, ținând cont de faptul că pe parcurs mai avem persoane care se vaccinează. După următoarele 3 luni vom repartiza o nouă partidă de teste celor care încă nu s-au vaccinat. Mersi mult. Mulțumesc mult, domnule. Domnul Mihalache, situația cu întreținerea drumului. Bună dimineața, stimați colegi, bună dimineața, domn primar. Vreau să aduc la cunoștință că săptămâna precedentă au fost executate lucrări inclusiv și de asfaltare. Am finalizat toate obiectivele care au fost începute pe parcursul săptămânii, inclusiv lunii curente și trecute. Am finalizat lucrările în beton asfaltic cald și de acum ne concentrăm în ceea ce ține de întreținere, salubrizare în corespunzătoare pentru perioada rece a anului. Suntem pregătiți inclusiv cu intervenții de lichidare statului de avarie și în caz de necesitate cu aplicarea asfaltului rece. Totodată vreau să aduc la cunoștință că în perioada respectivă serviciile și în special ex-grupul este implicat în executarea lucrărilor de pregătire pentru anul viitor. Mă refer la lucrări de pozarea bordurilor, inclusiv executarea lucrărilor în pietriș și în alte lucrări care ne vor permite în anul viitor să executăm mai operativ lucrările de întreținere. Ceea ce ține de pregătirea nemijlocită pentru perioada rece și în caz de formarea poleilor, vreau să menționez că pe parcursul weekendului, pe zile de sâmbătă și duminică, în cadrul ex-grupului a fost asigurată de serviciu a 16 unități De transport specializat, inclusiv cu unitățile ce țin de asigurarea și livrarea materialului antiderapant în caz de necesitate de intervenție. Au fost executate ieșiri în teren pentru verificarea nemijlocită a punctelor cu risc sporit de îngheț,
mă refer la poduri și zone de străzi care de semne sunt în zone de risc. În cadrul acelor verificări, acelor inspectări, s-a constatat că nu a fost necesară intervenție cu material antiderapant în cantități mari. Am avut și situații când, din motivul unor avarii la sistemul de apeduct și canalizare, s-au revărsat ape pe partea corosabilă, au intervenit și colegii de la canal și au fost evitate situații de risc pentru participanții la trafic. În ultimul rând vreau să menționez că suntem implicați de asemenea și în finalizarea proiectelor inițiate de către compania Lumtech. Săptămâna trecută a fost finalizat obiectivul, și anume modernizarea străzii, iluminatului stradal pe strada Burebista, și cu amplasarea și amenajarea ultimelor 46 de corpuri de iluminat. De asemenea, s-a lucrat și la șoseaua Hâncești, fiind amenajate 72 de corpuri de iluminat. Săptămâna curentă depunem toate eforturile, cel târziu săptămâna viitoare, începutul săptămânii, va fi finalizată și va fi conectat iluminatul stradal pe strada Hâncești, în varianta modernizată a acestuia. Vom avea posibilitatea să ne bucurăm de acea suficiență de vizibilitate pe întreaga stradă, inclusiv partea pietonală și partea de carosabil. Săptămâna precedentă și săptămâna curentă se va lucra foarte intens la finalizarea și amenajarea iluminatului stradal. Mă refer la iluminatul decorativ, piața Marea Dunării Naționale, și sunt de asemenea obiective care urmează suplimentar să le fie acordată atenție pentru a fi finalizate și amenajate în condițiile sărbătorilor de iarnă care urmează să demareze. De asemenea, vreau să menționez că avem și unele solicitări de intervenții în parte de lucrări. Vom avea un tronson care, în principiu, va fi necesară asigurarea supravegherii și executarea lucrărilor pe perioadă mai îndelungată. Aici avem tronsonul de stradă între Pușkin și Bănălescu Bodone, 31 august. Ne cerem scuze de la cei care vor fi afectați de această intervenție, dar sunt situații în care nu depind de noi. Dar vom încerca să intervenim și să facem cât mai puțin deranj posibil pentru cei ce se deplasează pe acest tronson de stradă. În rest, domn primar, suntem implicați în fiecare seară să execută supravegherea. A fost reactivată celula de criză pentru intervenții operative în caz de îngheț, în caz de situații de formarea poleiului, și inclusiv suntem în așteptarea viitoarelor și potențialilor ninsori care sperăm să vină, pentru că asta și este spiritul de sărbătoare pe care îl așteaptă toți, inclusiv cei mici. Asta este raportul, dacă sunt careva solicitări. Și în ultimul rând aș fi vrut să aduc la cunoștință că pe lucrările executate în reparația curentă și nu în unele cazuri chiar și capitală, vreau să menționez că au fost executate lucrările de asfaltare pe drumul care asigură conexiunea cu localitatea Condrița, și au fost asfaltați inclusiv prin lucrări de asfaltare, lucrări capitale de asfaltare pe un tronson de peste 700 de metri liniar, fiind asigurată sau inițiată reparația celui drum de conexiune, și sperăm în anul viitor vom putea să executăm încă un tronson de asemenea tot atât de voluminos, chiar poate și mai mult, și în cazul dat vom crea condiții de acces, inclusiv condiții de deplasare în siguranță și a transportului public municipal, care asigură conexiunea și transportarea pasagerilor din suburbii. În rest, facem săptămâna curentă o evaluare generală la proiectele care au fost derulate, împreună cu domnul viceprimar de Ramla, domnul Ilie Ceban,
și se va lua decizii inclusiv pe acele tronsoane de drum care urmează a fi, a se interveni, mă refer în zonele de suburbii, unde se deplasează transport public și în mare măsură au fost solicitări din partea parcului urban de autobuze. Și cu referire la executarea lucrărilor în curs, în mare majoritate ele au fost finalizate. Săptămâna precedentă au fost executate masiv lucrări în beton asfaltic. Săptămâna curentă evaluăm și vedem dacă ne permite condițiile climatice pentru a interveni și a finaliza lucrările începute în unele curs, în special în sectorul buitar. Ca lucrări suplimentare care urmează a fi executate, mai urmează să ne referim și la posibilitatea, în cazul în care ne vor permite condițiile climatice, finalizarea aplicării marcajului rutier pe acel tronson Creangă, Ștefan cel Mare, până la zona Ciuflea, străzi Ciuflea, și dacă vor fi solicitări și formulate careva întrebări, vom prezenta inclusiv explicațiile de rigoare, de ce s-au se execută aceste lucrări cu întârziere, în mare majoritate din motivul că strada Ștefan cel Mare are un tronson de drum care este atipic, să-i spunem așa, are o lățime nestandardă care nu corespunde celelalte părți în mare majoritate a suprafeței acestea, fiind mai mic ca lățime. Și vreau să explicăm că vorbim despre benzile dedicate în acest caz. Da, domnul primar, și pentru a putea asigura amenajarea acestei benzi pe Ștefan cel Mare, s-a luat decizie de comun cu reprezentanții poliției rutiere de a păstra un tronson de un cartier fără aplicarea benzii dedicate și de a păstra acea condiție actuală de deplasare și neintervenind în revizuirea întregului marcaj rutier pe toată strada. În rest, celelalte benzi dedicate vor fi definitivate și sub aspect de intervenții și pregătiri de intervenții la obiectivele de semafoare, din motivul că deplasarea transportului public în unele intersecții necesită trecerea de pe prima bandă pe a doua bandă, astfel, în scopul asigurării deplasării sigure a tuturor participanților, va fi necesară inclusiv implicarea și modernizarea intersecțiilor semaforizate pentru a crea condiții de deplasare specifice pe această bandă a transportului public. Acesta este raportul. Da, a fost un regim de testare la Dacia cu amenajarea pistei pentru cicliști. Acolo se barchează foarte multă lume, dacă e posibil cumva cu poliția să coordonăm ca să spatem această problemă. O solicităm și o să intervenim. Am avut chiar foarte grave complicații la aplicarea acelui marcaj. Părere de rău, șoferii noștri sunt mai puțin receptivi la solicitările de a interveni și de a asigura aplicarea celor marcaje de circulație. Avem chiar cazuri când în procesul aplicării nu se ia în cont că vopseaua este proaspăt aplicată și se deplasează pe această bandă cu marcajul aplicat, multiplicând sau distrugând practic lucrările executate de către specialiști. De asemenea, am avut acel obiectiv de a amenaja acea bandă dedicată pentru bicicliști în zona sectorului Botanica și în special strada Dacia. Acest obiectiv a fost executat cu suportul organizației Autoclub Moldova. De asemenea, cu această organizație oficiască urmează a fi executate lucrări de amenajare a treciului pietonale pe Bulevardul Dacia, intersecție Matinilor. Aici vor fi implementate noi soluții proiectate de către specialiști pentru a crea condiții de siguranță pentru deplasarea pietonilor pe această stradă. Mai mult de atât, în zona dată avem un număr
crescut de sporit de accidente cu implicarea pietonilor. Înțeles, domn director, și rog, odată ce au fost semnate contractele pentru Tighina 31 august și Alexandru cel Bun, să începeți să aranjați șantierele, ca să nu pierdem timp. Știm care este durata contractului, dar lucrările care le putem face inclusiv iarna, să le putem începe iarna. Vă rog foarte mult în acest sens să interveniți împreună cu celelalte regii. Bine, domn primar, va fi implicat și nemijlocit cu compania care asigură supravegherea executării contractelor, Aegis, pentru demararea și supravegherea executării lucrărilor, nu în ultimul rând și direcția fiind beneficiar, va asigura supravegherea și începerea operativă a lucrărilor pe străzile respective, fiind un obiect strategic ca amplasare și ca suprafață care este utilizată de șoferi și de cei care se deplasează pe teritoriul municipiului Chișinău. Mulțumesc foarte mult! Am vrut să fac o mică intervenție. Noi am transmis mai multe comentarii, inclusiv pe drumuri, pe taxe, pe transferuri, și la Ministerul Finanțelor, și la Guvern, și la Parlament. Totodată, în contextul ultimilor informații apărute în spațiu public despre majorarea salariului la deputați, la președinție, la alte tipuri de conducători iluștri ai Republicii Moldova, și unii dintre ei care am văzut că își dădeau cu părerea pe rețele de socializare, președinți de comisii, tot felul de experți încă pe Facebook sau pe alte rețele de socializare, spuneau că mâncarea în grădinițele nu este chiar atât de gustoasă sau în instituțiile școlare, că trebuie bucătarul să fie foarte, foarte iscusit. Noi dăm dreptate. Mare drag, am văzut că cineva spunea că vrea ca în grădinițele noastre să fie bucătari de talia Michelin. Acum, cu o simplă informație, vin ca să fie foarte clar. Conform statelor de personal, pentru blocurile alimentare din instituțiile de educație timpurii din oraș, sunt prevăzute 585 de unități de personal. De fapt, activează 456. Atenție! Vârsta medie a personalului auxiliar de la blocurile alimentare constituie 57-65 de ani. În mare măsură, în cazul în care personalul dat demisionează, locurile vacante nu sunt suplinite. N-am să fac, deci n-am să dau citire întregului demers, dar am solicitat, și știu că Parlamentul astăzi se convoacă în ședința plenară pentru a vota în grabă bugetul în lectura a doua și finală, dar vreau să fie foarte clar că pe lângă salariul neatractiv în raport cu volumul exagerat de muncă pe care îl depun aceste persoane, personalul nominalizat activează și în condiții foarte complicate. Programul de activitate începe la ora 6. Conform statelor de personal, o unitate de magazinier este prevăzută în cazul în care instituția are de la 3 la 6 grupe săptămânal, acesta ridică, duce circa 2 tone de produse alimentare. Personalul de la blocul alimentar este remunerat cu un salariu derizoriu, salariu lunar brut, 2322 lei. Bucătarul auxiliar, aproximativ 2000 lei. Deci, noi am solicitat în acest sens să fie revizuită valoarea de referință, clasă și coeficiente de salarizare a personalului auxiliar din instituțiile de învățământ. Și situația nu este valabilă doar pentru municipiul Chișinău. Situația este dramatică pentru toți. Mai mult decât atât, am rugat să fie dată posibilitatea apeleurilor, administrației publice locale, să fie flexibilizat cumva intervenția apeleului în ceea ce ține de activitatea
posibilă suplimentar de remunerat a diferitor categorii de specialiști. Dacă vrem mâncare gustoasă, dacă vrem ca să fie de o calitate cât se poate de mai mare, trebuie să avem oameni noi care să vină în locul oamenilor în etate care pleacă din sistem din cauza acestor condiții. Iar salariul este, așa cum spuneam, de la 1800 de lei până la 2400. Dezastru. Un deputat intră în magazin într-o singură seară și iese cu sacoșa de valoarea salariului bucătarului pe lună. Ne-am văzut persoană. Așa că, domnilor deputați, haideți înainte de a cere să-și dăm ceva acestor oameni sau dați-mi nouă posibilitatea administrației publice locale să adăugăm suplimentar în acest sens din banii pe care îi avem disponibili, dacă nu ne dați la nivel central. Așa cum făceam, câte 50% anterior până a fi restricționat acest subiect. Și da, noi tot ne dorim ca să vină oameni tineri, să vină oameni foarte pregătiți, dar cu un salariu de 2000 de lei este imposibil. Noastră știți acest lucru. Sezonul de iarnă, domn Burdiumov, domn Mihalache, foarte succint. Bănătă, domn primar, stimați colegi, ce ține de întreprinderi municipale, gestionare fond locativ și prestări servicii locative, pot să vă informez că suntem pregătiți pentru a interveni. În permanență monitorizăm pe toate portalurile de meteo. Ceea ce ține de tehnică, pot să vă informez că la moment avem pregătite pentru intervenție utilaje de tip Haco City Master cu lamă, perie și sărăriță 14 unități, tractoare MTZ 22 de unități cu lamă și perie, tractoare LS 5, tractoare LS XR 15, mini încărcătoare Avant 5. Total avem la moment 61 de unități pentru intervenție. Cum am menționat săptămâna precedentă, agentul economic ne-a informat că sunt în proces de devamare primele 6 utilaje care le primim săptămâna asta de tip HACO, care la fel vor fi folosite în intervențiile pentru dezăpezire. La fel avem 16 sărăriți atașabile la tractoare care le folosim timp de iarnă. Ceea ce ține de material antiderapant, domn primar, vreau să vă informez că avem în stoc 314 tone de sare. În proces de primire predare de la agentul economic, care avem contract, mai sunt încă 886 de tone. Respectiv, pentru anul curent o să avem 1200 tone de sare în stoc. Avem cloruri de calciu încă 10 tone. Ce ține de întreprinderi de gestionare fond locativ, săptămâna precedent am semnat contractul pentru repartizare la fiecare întreprindere câte o tonă de sare în saci, 50 kg. La fel, suntem în proces de semnare a contractelor pentru achiziționarea 90 de sărărițe manuale, care la fel vor fi repartizate întreprinderi de gestionare fond locativ pentru a interveni în curți și pe trotuare. Deja puțin mai, spunem așa, mai modern, nu ca în anii precedenți, să fim mai eficienți. Raport finalizat, domn primar. Domnul Mihalache, aveți ceva de adăugat? Da, domn primar, vreau să menționez că și întreprinderea municipală Ex-Drupo este pregătită sub aspect de intervenții, inclusiv cu material antiderapant și nemijlocit cu tehnică. Avem, la început sezonul erau amenajate și erau dotate 55 de unități de transport, mă refer la transport multifuncțional și tehnică de care execută lucrări pe, inclusiv pe teritoriu, mă refer la încărcarea, descărcarea și tractoare echipate pentru intervenții, inclusiv autoturisme mari multifuncționale, echipate și cu lopată și cu mături în caz de intervenții ușoare, inclusiv cu unități de transport echipate cu bunchere și aparataj necesar pentru distribuția materialului antiderapant. Recent au fost achiziționate încă două unități, și anume mă refer la tractoare, două tractoare multifuncționale dotate inclusiv cu lopată și mătură.
urmează a fi achiziționate încloșuri de tehnică specializată, care de asemenea va fi utilizată după necesitate în perioada rece a anului. Ca material antiderapant, vreau să menționez că au fost începute livrările și au fost livrate din primul contract de 2000 de tone de sare, au fost livrate 700 de tone, urmând săptămâna curentă să fie livrate încă 700 și săptămâna viitoare să fie livrate ultima parte de material antiderapant, sare, cei ce ține din nisip au fost livrate și teritoriul ex-drupul sunt depozitate peste 4.000 de tone din nisip. Au fost organizate licitațiile de achiziții suplimentară a 4.000 tone de sare și 6.000 tone din nisip pentru a fi pregătiți indiferent de timp și să facem față tuturor intemperiilor în cazul în care acestea vor avea loc. Ca intervenții, întreprinderea este dotată cu inclusiv cu specialiștii necesari și tehnica necesară pentru intervenție operativă. Mă refer la inclusiv inspecții și intervenții în caz de formarea poleiului pe parcursul nopții, în perioade scurte și intervenții în perioade scurte de timp. Cu tehnica din dotare vom acoperi întreg municipiu Chișinău și inclusiv accesele către suburbii pe tronsoanele care se deplasează și circulă transportul public municipal. Raport finalizat. Mersi, mă, domn director. Domnul Talmaci, vă rog să ne spuneți cu privire la sesizările recepționate. Eu, Chișinău. Bună ziua, domn primar general. Vă informez că în perioada 1-30 noiembrie locuitorii orașului au raportat un număr de 347 sesizări. Cele mai multe probleme au fost sesizate la nivelul sectorului Râșcani și Botanica. Cele mai puține au fost înregistrate în sectorul Buicani al Capitalei. La moment, Direcția Locativ-Comunală și Amenajare este responsabilă de 34 sesizări, Direcția Transport Public și Căi de Comunicație responsabilă de 79 sesizări, Regia Ex-Drupo, responsabilă de 30 de sesizări, Asociația Gospodărire a Spațiilor Verzi, responsabilă de 19 sesizări, Întreprinderea Municipală Lumtech, 51 sesizări, Societatea pe Acțiunea Canal Chișinău, 4 sesizări. Deci, din numărul total de raportări au fost soluționate 50, în lucru 166, respinse 32. De la lansarea platformei eu.chisinau.md până în prezent au fost înregistrate un număr total de 9.919 sesizări, dintre care au fost soluționate 5.249 de sesizări. Raport finalizat, domnul primar. Am rugăminte, așa cum am convenit, deci vă rog să fie făcut o inspecție în teren, în fiecare sector, în această săptămână, domnul viceprimar Ilie Cebat. Verificați și șantierele care sunt în gestiunea regiilor și cele care sunt în gestiunea preturilor nemijlocite. Sunt unele șantiere care au fost descoperite și nu știu dacă reușească să în cont de condițiile climatice, dacă se reușește să fie acoperite cu asfalt sau lavaj sau ce privire acolo. Dar rugămintea mea este că dacă nu reușim, atunci să securizăm aceste zone și să asigurăm adiacența acestor zone, posibilitatea pentru pietoni de a trece fără probleme. Mă refer, de exemplu, la trotuarul de pe Deleanu. Dar sunt și altă șantiere. Și da, iată, văd că de peste prut ni se spune că totuși intrarea în România pentru cei din Republica Moldova, chiar dacă au vaccin, se va intra doar cu test PCR. Dragă minister, așteptăm toți, absolut, toată lumea, unde putem să ne testăm cu 300 de lei, așa cum ați menționat dumneavoastră, în care instituții, domnul director, poate aflați dumneavoastră, poate faceți o scrisoare oficială suplimentară, că
Iată, au trecut luni de zile, dar vorba tot vorba a rămas. Domnul primar, bună dimineața! Am luat și noi notă de aceste noi restricții și se pare că ele vor fi în întreg spațiu european. Ori cetățenii Republicii Moldova vor călători, mai ales și de sărbători, în anumite zone. Este adevărat că la moment testele PCR sunt valabile sau este posibil de le efectua doar în laboratoarele private la un preț sub în jur de 800 de lei. Ar fi foarte binevenit dacă locuitorii din Chișinău și cetățenii Republicii Moldova ar putea să se testeze în laboratoarele publice la un preț foarte atractiv de 300 de lei, fiindcă toată povara financiară pe testare, cu regret, merg în buzunarele laboratoarelor private. O să facem această scrisoare către Ministerul Sănătății. Vă mulțumesc pentru susținere. Eu vă mulțumesc tuturor și vă spun o zi cât mai frumoasă în continuare. Continuăm toate amenajările în teren. Securizați, vă rog, șantierele care trec de pe un an pe altul. În continuare organizăm evenimente în sectoare, în suburbii. Săptămâna trecută am avut și săptămâna precedentă și săptămâna asta o să mai avem ampli consultări pe buget. Sper să existe claritate astăzi la Parlament, chiar și întârziate, chiar și cu încălcarea tuturor procedurilor, chiar și cu încălcarea legii privire la transparența în procesul decizional. Apropo, să avem o claritate pe parametrii de bază, pe indicatorii de bază, și rog Direcția Finanțe, doamna viceprimară Olga Ursu, să pregătim sinteza și tabelul de divergențe pentru a fi înaintat proiectul bugetului pentru anul 2022, cât de curând la Consiliul Municipal Chișinău, dar imediat după procedura prevăzută de legislație, de consultări publice. Vreau să le mulțumesc tuturor celor care au fost implicați. Până la urmă au fost sute de oameni în diferite sectoare, în diferite grupuri formale, neformale, organizații de business. Și vom încerca să facem tot posibil ca să ținem cont în măsura posibilităților de sugestiile parvenite. Vă mulțumesc foarte mult tuturor, vă spun o zi cât mai frumoasă și o săptămână cât mai reușită. Domn primar general, dacă permiteți, stimați colegi, permisiunea dumneavoastră, noi avem în chat pe nou director termoelectrică, domnul Vasile Leu. Îl prezentăm colegilor și rog ca să fie o conlucrare în continuare. Poate are ceva dumneavoastră de spus. Să ascultăm o minută, două. Domnul Leu. Domn primar general, bună dimineața, stimați colegi, bună ziua. Începând cu 02 decembrie, sunt numit în funcție de director general interimar. Vă asigur că o să fie toată deschiderea pentru prevenirea, identificarea și soluționarea unor anumite probleme ce își ține de alimentarea centralizată cu energie termică. În rest, în regim de lucru, suntem disponibili pentru conlucrare. Vă mulțumesc tuturor și vă doresc o zi bună în continuare. Domnul director, sper să fie cald atunci când trebuie să fie cald în casele oamenilor, în instituțiile publice și foarte mult sper că ăsta, bazaconii cu gazul și situații vesele cu gazul nu vom avea și totul va putea fi asigurat continuu pentru locuitorii municipiului. Domn primar general, vom depune toate eforturile ca consumatorii să aibă confortul necesar. Vă mulțumesc foarte mult. O zi frumoasă tuturor. La revedere. O zi frumoasă. O zi bună.